că aici este soarele și v-am spus, orbita aia nu e, dar o face mai, și aici este Pământ. Și să zicem că se învârte în sensul ăsta. Deci el calculează masele, calculează porțiune, în jurul soarelui mai sunt. Deci vine aici Mercur, aici vine Venus, aici vine Marte, aici vine Jupiter, Saturn, Neptun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, care să-i tot. Care? Uranus. Uranus, așa, Uranus, Uranus. Uranus, Neptun și Pluton. Pluton, nu Pluton, Pluton e cățelul. Pluton. Nouă planete, dar știți că planeta Pluton a fost expusă din rândul planetelor, numindu-se planetoi, de așa au avut americani. Bun. Și deci, tot acest, tot aceste orbite care sunt, nu ar putea exista atunci acele mase lipsă. Deci aici, între Marte și Jupiter, sunt bulumarea aia. Care spunea că sunt avea 10 mase. Și ce face profesorul nostru de matematică? Calculează, investigează și află și demonstrează ce? Că pe aceeași orbită cu Pământul, aici, dar defazat cu 180 de grade, ce e? Este o planetă care are aceeași masă cu Pământul. Și care se învârte defazat față de Soare, noi nu-i putem să vedem niciodată, pentru că ea este dincolo. Bun. Acum facem o paranteză. În 1976 a fost un concurs la nivel internațional și o mare provocare să se stabilească, domnule, Pământul ăsta, ce formă are? E rotund, e pătrat, e plat, are formă de diamant, cu sigur, și tot felul de chestii. E ca un cartof, e ca un măr, e ca... Așa, deci aici avem mortul, aici avem sudul, aici avem liniile de câmp magnetic, da? Și aici undeva, cam așa, mai foarte mari, sunt centurile ucigașe banale. Așa. Deci în 1976, un grup de general român, la ora asta morți, în frunte cu generalul Rotaru, generalul Dragomir și încă doi. Gândiți-vă, folosindu-se nici calculatoare electronice, folosindu-se de abacuri și miga de calcul. Scot o carte uriașă de vreo 1200 de pagini, care se numește Teoria Figurii Pământului și ei realizează și lansează modelul Pământului, care a fost numit geoid. Deci el nu poate fi încadrat într-o figură geometrică clasică, ci figura geometrică clasică pe care e mâncat. Așa se numește geoid. Și Pământul are un cucuie aici unde e Everestul, mai are un cucuie aici la Atlantida, în Antarctica, unde se răspunde Domnul, aici e mai plat în ocean, aici e gaura cu groapa Marianelor și așa mai departe. Dar ce se întâmplă? De atunci, în 1976, iară luăm, 50 de ani, cât a evoluat tehnica de calcul, cât a evoluat IT-ul și toate lucrurile astea, câți sateliți s-au lansat, câte nave s-au dus, m-am săturat pe citit. Nimeni nu a putut să-i contrazică pe băieții ăștia să spată o carte mai bună. Și la NASA, și oriunde în lume, se învață pe teoria figurii Pământului de generalul Rotaru, de generalul Dragomir, care e un prost personal. Doi, inginer, topograf, topogeodez, geologic. Ne întoarcem la extraterestri. Și atunci, se spune că atunci, în 1971, era președinte al Statelor Unite, Richard Nixon. Richard Nixon va fi dat jos din la conducere, nu m-a vestit un scandal Watergate. Cu banii, cu campania, cu microfoanele, cu dispariția lui Jimmy Hoffa, vestitul cel mai mare lider de sindicat al Americii, care nici acum veți găsit nici viu, nici morte, dispărușa. Dar lumea bună și ocultă spune că Nixon nu a dispărut din cauza aia. Și a dispărut pentru faptul că el a negociat cu acești băieți de la iarnă un acord cu ei. Însemnând că cei 2,5 milioane de extraterestre sunt pe Pământ deja. De atunci. Unde? Între noi. Nu știu, poate doamna. Se poate doamna profesoară extraterestră. S-a poate eu. A venit să mă încălcesc mintea. Cert este că dovezile sunt din ce în ce mai multe, că ei, sunt printre noi. Ce ne face pe noi să credem chestia asta?
Deci dezvoltarea științifică și tehnică până la nivelul anului 1971 a avut o dezvoltare relativ liniară. A se mai inventa ceva, bine, se mai inventa ceva, bine, se... După 1971, când cele mai mici componente erau tranzistori, 73, apare circuitul integrat. 74, circuitul larg integrat. 75, chipurile. Asta peste noapte, din ce în ce mai mult. Trecerea de la tubul electronic, la tranzistor, se făcuse. La tranzistor nu avea destul putere ca tubul electronic. La același timp, tubul electronic era mare. Tubul electronic consuma mult instalarea radiației. Și atunci s-a făcut un element care se numea luvistor. Pentru acest luvistor s-au creat fabrici întregi, care nu au funcționat niciodată. Pentru că au apărut aceste chipuri și circuite care au venit de nicăieri și au făcut această explozie în care luvistorul nu mai avea loc. E cum am vrea să mai facem clasa 7-a după ce am dat bacalaureat. Și au apărut laserele de mare putere, tehnologii spațiale, arme în ce în ce mai sofisticate, sisteme de calcul. Medicina a evoluat în așa fel încât nu mai este niciunul sănătos. Psihiatrii chiar spun că nimeni nu este sănătos și nu s-a dus la doctor. Fiecare are o problemă. Bun. Deci există două programe. CETI și SETI. SETI, de la SEARCH, extraterestrial inteligență. Deci căutarea civilizațiilor extraterestre și ce cu CETI de la comunicarea de civilizațiilor extraterestre. Se întâmplă ceva. În urmă cu 10 ani sau 12 ani, când sunt mai mulți de 3 ani, aproape 3 e Trump. La comanda Statelor Unite vine și Barack Obama. Barack Obama care face ce? Statele Unite au 160 de cosmonauți. Concediază o treime din ei. Îi dă afară. Oprește zborul navetelor spațiale. Oprește construcția navetei Constellation, care trebuia să înlocuiască navetele spațiale și dă tot programul american pentru stația științifică spațială internațională cu programul Roscosmos și ăsta zboară cu Soyuz, da? În timp ce ei se înjură cu rușii că venim peste voi, că vă facem aia, că vă tragem aia, că nu știu ce, știți care sunt mai în vârstă, criza rachetelor din Cuba, când am fost și am fost atunci. Americanii acceptă ca în America de Sud să se, rușii să-și construiască un cosmodrom cel puțin la fel de mare ca la Baikonur. Care nu înseamnă că sunt vulnerabili. Sunt, deci nu mai face racheta 11 minute dacă vrea să-i lanseze. Face 2 minute jumate ca să lovească Washington sau un minut. Adică mai mult face să lanseze decât să le pice în cap. Ori atunci nu înseamnă în mod implicit și explicit că există o înțelegere și totul este o simplă vorbăraie pentru proști. Vă dau exemplu clasic astăzi. Scutul de adevăță. Ruși. Vom veni, vă bombardăm scutul, vă face, vă trage. În primul rând, nu am cum să vină de ce. Pentru că scutul ce este? Este un scut antirachetă, nu? Deci dacă tragi cu rachetă, e bun fără rachetă. Deci e o chestie LMC, la mintea Popoșului. Adică, ala 48, 80 câte sunt acolo, primele 80 rachetele vor. Dar orice fel de obiectiv de genul ăsta este la rândul lui apărat de alte forțe. Adică el trebuia să aibă pe lângă el vreo 2-3 regimente de aviații, niște regimente de rachete antiaeriene și așa mai departe. Pentagonul s-a dus la Trump în vara anului trecut și a cerut 510 milioane de dolari ca să apere scutul de la vestul de la Nevesor. Nici Congresul SUA și nici Trump, nici Comisia pentru Apărare n-a aprobat. De ce? Că nu există pericol să bombardeze nimeni. Adică dacă eu știu, m-am înțeles cu tine, ce rost are să mai cheltui bani cum le comand? Pe câtă vreme, dacă vă duceți în Coreea de Sud, unde este un alt sistem similar, TAR se numește, TAR,
Deci este, nu mai spun de cine, dar este păzit de un efectiv care exploatează tehnica de a-l păzi scutul ăsta de 50.000 de oameni. Deci vă dați seama ce e acolo, ca să apere scutul. Dacă vă uceți la DVS-ul, vă uceți prin oraș și vedeți pe marinele american, că scutul e al marinei. Nu este... Se vedeți ca o uniformă de marină, se scrie marina cu senami. De ce v-am prezentat treaba asta cu scutul că am vorbit de extraterestre? Pentru că am vă spune că tot ceea ce se întâmplă pe pământul ăsta, săracul de aici, și nu știu ce, este o poveste care ne este vândută nouă, în timp ce preocupările sunt altele. De ce toți vor să plece de aici? Ce știu ei și nu știm noi? Știați că în Europa sunt 50 de orașe subterane, care fiecare pot primi între 10 și 50 de mii de persoane? Să închid ușile și să rămână acolo. În America există 100 de astfel de orașe, în Rusia există nu știu câte. Nu știați. De ce? Păi să vedem de ce. Tovarășul Soare care este aici și tovarășul Pământ care este aici. Ce primim noi de la Soare? Păi primim energie termică, adică radiație de care? Infraroșie. Asta este energia termică. Primim radiație ultraviolet. Primim radiație X. Primim radiație electromagnetică. Primim plasmă, ioni. Și primim câmpul gravitiv al Pământului, dacă al Pământului e 9,81 metri pe secundă la pătrat, al Soarelui este jur de 11. Dar asta e problema. Bun. Ce s-a întâmplat? Ce constatăm noi? De ce plângem noi în fiecare an? Că vine iară căldura. Deci Soarele ăsta care l-aveam aici, de sute și sute de ani avea un ciclu de 11 ani. Între Soarele anului calm și Soarele anului de maximă intensitate. La fel cum eclipsele, poți să le calculezi oricâte mii de ani înainte sau pe câteva mii de ani înapoi, conform unui ciclu care se numește Saros, tot așa și activitatea Soarelui puteam să o anticipez cu acest ciclu. Dar ce se întâmplă? Din 2001, ciclul nu se oprește, ci în fiecare an, suntem din ce în ce mai sus. Deci anul ăsta, de exemplu, o să ne mai întâlnim. Și o să vedeți că o să fie mai cald ca anul trecut. Deci se întâmplă ceva. Zilele trecute ați văzut că a fost cald și frumos afară. Și ce ați cum gândesc că abia sunt 12 grade, orice mare. Deci pe dumneavoastră, la mână sau la față, nu va ardea radiația calorică. Adică asta, căldura. Pe dumneavoastră va ardea radiația ultravioletă. Ce nu vi se spune? Că pe scară de la 1 la 10, unde la 1 nici nu simt și la 10 mor, noi suntem în momentul de față la 7,2. La 6,8 chiar începe să devină nocivă. Deci în momentul dacă ea ajunge la 8, noi nu mai putem lucra afară la lumina soarelui. Documentele de securitizate ale Pentagonului, ale Congresului Shua și ale altor state, arată că anumite state și-au pregătit loturile de civilizație de delocare. Deci sunt trei alternative. Alternativa 1. Unde să stați cuți, dacă radiația de aici urmă? Sub pământ. Și vom lucra noaptea. Lumea se va schimba. Până în 2050 vom fi deja 10 miliarde de oameni, peste 10 miliarde. La ritmul actual care este în India, chinale a ieșit din calcul, vom trece de 10 miliarde. Însă ei vor avea grijă ca prin anumite, nu știu câți în care stăm în sala asta, câți ne întâlnim, dacă ne mai întâlnim în 2050. Adică populația va fi redusă. Deci prima alternativă este că spun de se duc. Se duc sub pământ. A doua alternativă, care se vor duce sub apă, în orașe care sunt acvatice. Și se va trăi sub apă. Dar nu poți să faci orașe sub pământ și sub apă pentru 10 miliarde de ani. Și atunci trebuie să mai reduci din ei. Iar alternativa 3 este plecarea în spațiu. Deci aceste civilizații de locale. Și a
atunci, dacă eu m-am împrietenit cu băieții ăștia care le zice Iaroș, cum am zis mai aici, și ne-au dat o tehnologie. Nu vi se pare totuși ciudat că în timp ce în Africa numai Boko Haram, organizația teroristă, au mult așa din o sufoară, cu 200-300 de mii de oameni și nu s-a băgat nimeni acolo. Când nu-i interesează. Ia să fi întâmplat un atentat la Londra, să fi murit 200 de persoane. Păi, zicea peste ei, rămânea piatră pe piatră și praf pe spatele elefantului. Deci, asta este problema. Deci ce vreau să vă fac înțelegeți? În sfârșit, și bine, sunt opiniile mele personale. În baza la ce am citit, ce am studiat, ce am văzut și cu cine am discutat. Oameni mult mai deștepți ca mine. Este aceea că contactul cu o ipotetică civilizație extraterestră există mai de mult. Primul contact se spune că a fost realizat pe vremea președintelui Eisenhower. Al doilea contact s-a realizat pe vremea președintelui Nixon. Și al treilea undeva pe timpul președintelui Bush. Unul din președinții SUA, care era foarte bunit și vă vrea să afle absolut totul despre OZN-uri, a fost președintele Clinton. Apropo, în ultimele trei luni de mandat al lui Barack Obama, a desecrizat 3 milioane de documente referitoare la OZN și extraterestre. Nici ai mei, OZN-iști ăștia, care sunt, n-au reușit să le vadă pe toate. Deci s-au împărțit pe grupe, ceva, este informație absolut uluitoare. Și Clinton a tot intervenit, secretarul CIA-ului la vremea respectivă era George Bush, senior. Și ăsta, într-un moment, s-a dus la el în birou, a cerut să iasă tot de acolo, a verificat antimicrofon să nu fie mica, și a vorbit Clinton două ore, pe care Bush a plecat. Se spune că toată acea după-amiază, Clinton n-a stat decât cu mâinile în palme, deasupra biroului, într-o stare totală de deprimare, se pare că a și plâns. Deci sunt informații de la cei care apropiat, fără să spunem nici niciodată, n-am mai întrebat despre subiect nimic. Dar s-a făcut altceva. A activat-o pe Hillary, care știți ce a zis în campania electorală cu Trump. Dacă eu sunt președinte, de aceea crizez locul și vă spun ce. Acum există o altă problemă. Problema există că între Statele Unite și Federația Rusă există o înțelegere. Ca să ne înțelegem foarte clar. Deci aici nu e... Vă dau un singur exemplu. La Muzeul Smithsonian, la Washington, există un document din 1947 care are niște anexe, niște scrisori ale lui Albert Einstein. Albert Einstein a scris atunci la două persoane. Lui Truman, președintele Statelor Unite, și lui Iosif Vissarionovich lui Stalin. Și le-a cerut ca centrul superputeri să se unească, să facă un singur stat și să gestioneze întreaga lume, în felul ăsta dispărut războaiele, să facă ei pace și liniște. Bineînțeles că nu s-a făcut treaba asta. Al doilea document este un registru așa mare, cam de 10 cm, cu hărți documente, care se numește așa. Ducerea acțiunilor de luptă în spațiul extraterestru, pe Lună și pe Marte. Și de sus scrie și anul, 1952. Păi eu vă întreb dumneavoastră, care probabil, mă sigur, sunteți mai sănătoși ca mine la cap. Ce acțiuni de luptă se duci, nu mai zic pe Lună și pe Marte, în spațiul extra-atmosferic, când primul satelit artificial s-a lansat în octombrie 1957, când primul om a ieșit în spațiul Gagarin în 1961. Nu mai zic că aveam 69 să zicem că s-a ajuns pe Lună. Deci este evident că s-a ascuns niște lucruri. Deci este evident că există o realitate paralelă, care este undeva în spatele unui mari minciun. La fel ca chestia asta care o spuneam cu geoidul, cu forma Pământului. Deci eu am văzut niște fotografii făcute prin satelit și un film asupra intrândului care există la Polul Sud. Deci există acel intrând. O să fiu foarte curios acum, că în maxim 10 ani, întregul ocean înghețat de nord se va topi. Că vrem, că nu vrem.
că e dirijată, că e nedirijată, nu contează. Și va fi, nu va fi oceanul înghețat de nord, ci va fi oceanul dezghețat de nord, cum vă zice, nu știu. Dar știți ce se întâmplă acum în Siberia? În partea, cum ar veni, de nord-est. Sunt mobilizate cel puțin 10 unități militare rusești, care sunt duse să apere localitățile nordice de acolo de urși polari. Pentru că urși polari nu au ce mânca. Vulpile polare și toate animăluțele alea care erau pe acolo au trecut în partea asta și au trecut pe uscat. Și au început să pape oameni. Lăsând la o parte că atacă turmele de elan și ce au ei acolo de, de folos. Bun. Întrebarea care există niște dovezi certe că există sau nu există. Problema este că întotdeauna când se ajunge foarte aproape, deci eu am stat de vorbă cu oameni foarte documentați, ca să auzi american, prima dată, cea mai tare chestie, prima care a fost, era în 1996 și făceam o emisiune la Tele7 ABC, Lumea Misterilor cu Ion Țugui. Și l-am invitat pe Dumitru Funaru la emisiune și în emisiune Țugui îl întreabă, doamne, dar de ce nu vorbiți despre Ion? Și Funaru îi spune, doamne, noi că am fost acolo la mod, mă ne-am pus să semnăm, nu avem voie să spunem nimic, nu știu ce, se termină emisiunea. Dar răspunde lui Țugui. Mai este, dar știți, vă rog eu din suflet să tăiați chestia aia de acolo, că mă fac ăștia varză. Și Țugui și-a prins de o țigară, mă, tu ești prost, a fost în direct. Și de atunci am trebuit să le-am dezvolt și americanii mi-au spus și rușii mi-au spus. Problema este că, ce trebuie să înțelegem? Noi vedem extraterestri, știi, vine unul care seamănă cu nu știu cine și nu e vorba de un tip, este vorba de tipuri. Deci se spune că cel puțin 17, să spunem, civilizații au trecut sau sunt în trecere pe pământul ăsta. Deci 17. Unii care au o formă relativ umană, alții nu au formă. Au cu totul alte înfățișări, arată cu totul altfel, se manifestă cu totul altfel. Marea problemă pe care noi o avem cu, cel puțin cu cei care se spune că i-am contactat până în prezent, este că lor ne lipsește latura emotivă. Deci, neavând emoționalul, plus că mulți dintre ei sunt hibrizi, adică sunt un fel de roboți, cărora li s-a transferat partea de conștiință, la fel cum este cu transumanismul. Deci facem omul la imprimantă, o imprimantă 3D și un robot în loc de cât creierul. Și să avem atunci emotivitatea, dar nu știu dacă se pot săluta doi roboți, ca să nu mai zic de alte chestii. Adică e o treabă foarte interesantă, o mare problemă. Așa că sunt foarte fericit că am trăit la sfârșit de secol 20 și la început de secol 21, cu toate Dumnezeu. Să nu intru în zona asta cu fierătanii, cu nu știu ce. Bun. Eu am să mă opresc puțin aici, acum o pauză de 5 minute. Și întâi am să vă prezint o carte a unei. Până vă mai gândiți puțin, cum o să puteți să mă întrebați ceva. Asta am văzut întâi o carte a unei colegi a noastră de aici. Este vorba de o carte deosebită. Iubiri printre stele, doamna Emma Petrescu, de fapt Emilia Petrescu, asta este în carte. Aia nimic o felul poate scăda de popovaci. Deci avem aici autoarea. Eu vă recomand cu căldură cartea, fiind o carte scrisă cu o sensibilitate deosebită, și mai mult decât atât, o să găsiți niște porți spre niște zone pe care ați bătut și dumneavoastră și probabil nu s-a deschis. Sau poate s-a deschis. Deci, e o carte deosebită, a unui om foarte sensibil, cu o viziune deosebită și care, iată, este aici între noi. Eu te felicit și să nu fie ultima să mai scrie. Da? Bun. Da, așa. Acum, foarte pe scurt, pentru că probabil adun că am niște cărți, am să vă prezint cărțile care le-am spus oamenii trecut și anul ăsta și am să vă spun câte ceva despre ele, după care să trece la lansarea cărții mele. N-am uitat, dar nu. Deci aveați până acum turul, mai rezistați? Da, așa, să mă așez puțin, că mai bătrânește, vă mai... Vă să dau puțin whisky de asta, ce-i ce mă trece. Ne-am trecut.
Ca să ne distrăm puțin, o să începem cu această carte. Se numește CIA, tentativele de asasinare a lui Fidel Castro Rus, Planul Secret. E scrisă de mine și o domnișoară, Ioana Băstinaru, pentru că ea cunoștea limba spaniolă. Eu nu cunoșteam limba spaniolă, de la un ofițer al serviciului secret cubanez. Mi-a dat, sunt documentele în original, să le vedeți aici, deci documente serviciul secret. Și unde sunt dat de cele, imediat vă spun câte, 612 tentative de atentat împotriva lui Fidel Castro în 35 de ani. Știți că Fidel Castro a murit mișit în 4000. E o carte care se citește cu nerăsupănerea și face să merge chestii absurde, cum i-au dat cu niște prafuri să-i cadă barba, să-i cască ciuperc. Bine, de la o travă, de la gloanțe, de la ce nu vă trece în cap. Deci este o carte distractivă în sensul ca să vedeți. Dar este ceva foarte important. Asta e lumea, de asta vă spun că trăim într-o lume specială. Americanii, ca să-l omoare pe Fidel Castro, au făcut un departament special, care era format din ofițeri CIA, ofițeri FBI și ofițeri ai serviciilor secrete ale armatei. Și, după cum ați văzut, în 35 de ani, nu l-au omorât pe ăla. Dar pe ce l-au omorât? Păi l-au omorât pe John Kennedy, l-au omorât pe Robert Kennedy, l-au omorât pe Martin Luther King, pe continuare. Deci au avut activitate. Deci asta e cartea una. A doua carte. Doamna îi spune Serviciul Secret de Informație al României. Sunt memoriile din arhiva Serviciului Secret de Informație al lui Eugen Cristescu. Această carte mi-a fost dată de un ofițer coleg cu mine, spion de meserie, dar o să vedeți cum l-au omorât ai noștri. S-a dus la spital cu gastrită și într-o săptămână a ieșit cu haine de scânduri. Lucram cu el în același birou. Și aici o să vedeți ce înseamnă Serviciul de Informație al unei, ce a semnat între cele două războaie mondiale și până când au venit și pe stradă. Deci este o carte, nu are un cuvânt modificat, este numai ce a zis Eugen Cristescu și cu prefața mea și a colonelului German, care mi-a lăsat manuscrisul și a avut o poveste care s-a scos-o, a retras-o după piață, iar au pus-o. Deci este o carte, asta este, așa e, așa e, ce e cum umbla îmbrăcat, adică era un adevărat. Deci asta e a doua. A treia este vorba de vederea și la distanță, ghid practic pentru dezvoltarea capacităților extrasenzoriale. Deci aici nu mai e nevoie să vă explic, o citiți, sunt pe, cum să spun, pe protocoale, adică de la unul la altul, înveți, la unii ori să reasă, la unii ori să reasă, asta e, noi suntem dotați la fel. Asta este Nostradamus în interpretarea lui Carl E. Kraft, previziuni privind viitorul Europei. Ce se întâmplă? Despre Nostradamus s-au scris foarte mult, s-au scris bine de cărți. Dar aici este o interpretare, hai să, cum îi spun științii, că să-i spun foarte pragmatică, adică nu că era posibil de imposibil să lucrurile care se potrivesc exact, ca la călugărul Malachia, ia scrie acolo, că să vă spun asta cu ăla. Deci, și sunt date în original pe evenimentele care au fost. Aici am o carte care se numește Dosarul Delta 1. Există și o carte, Dosarul Delta 2. Există și o carte Dosarul Delta 1. Intraterestri suntem noi, Dosarul Reptilian, Civilizația Supramuntană. Asta e numai, de asta se ocupă, deci tot cărțoiul să despre asta este. Și aici vă vedeți pe mine personajul biblic. Aici e o carte, se numește Revoluția Digitală. Cartea asta am scris-o când a apărut la noi virusul balena albastră. Deci era o carte de elevi de liceu și studenți care învăța cum să se apere de virusul din calculator și de virusul balena albastră. Aici sunt eu la Geneva cu un robot, stradevărul. Un robot s-a supărat pe mine și a plecat, n-am să mai vorbească cu un robot. Așa. Acum să vă prezint două cărți. Interviu cu generalul Dimitri Fonarev. Cine a fost Dimitri Fonarev? Dimitri Fonarev a fost șeful direcția 12-a KGB, care s-a ocupat cu protecția președintelui Uniunii Sovietice. Aici îl vedeți când pe el
și pe Gorbaciov și pe Raița Gorbaciov, când, așa, cum vă spun despre cărți, și aici îl vedeți pe el și cu mine, când i-am lansat cartea la Casa Armatei București, cu cei care este la Bărăi, asta este el, cu ordinul, deci este grad 33 și el. Deci una din cărți este Psihotronica sau Metacontactul, care în câteva cuvinte arată modul cum poți fi, cum poți folosi informațiile distructive pentru dezvoltare personală sau dezvoltarea unei instituții, a unei țări și așa mai departe. Iar astălaltă sunt, îi spune, previziuni despre viitorul lumii și al României. Se spune și despre noi. El vine periodic cu România, de vreo 2-3 ani n-a mai venit, că s-a certat cu stagionarea, este dușman pe aici, la o afuzare, tot felul de lucruri și n-a mai venit, s-a supărat. Aici este o carte care se numește Efectul Dumitrache, teoria vibratorie a timpului. Dumitrache ăsta este colonelul inginer Dumitrache, coleg cu mine, un vizionar, e bioterapeut și clarvăzător, și la îndemnul meu a făcut o carte interviu și a spus chestia asta, că să rămână și lui ceva în urmă. Să vă spun, o să vedeți aici, este inclusiv despre cronovizor, despre... Deci, fiecare carte are o chestie a ei specială. Aici aveți războiul meteorologic, să știți ce se întâmplă cu noi. Cum se întâmplă și cum își bat ăștia joc de noi pe românește, că noi înjurăm pe bunul Dumnezeu că nu știu ce ne face, vremea, clima nu are nicio legătură cu ei. Are legătură cu noi. Aici este o carte care se numește Pericolul social al practicării ocultismului, magie, vrăjitorie, chiromanție. Profesor dr. Nicolae Mihalci. Deci eu, între multe altele, școală militară, academie militară, academie de poliție, am și studii de drept și mai vreau să spun, am ocupat de chestiunea arhivă, am găsit documentul ăsta al lui Minovici, care este un studiu științific asupra ocupat de zona ocultă și cam ce se pățește de regulă. Dar acolo o pățești când bagi mâna până la genunchi, cum să spune, că e o chestie. Dacă o citiți, o să vedeți despre ce e. E o carte. Deci, asta este singura și a mai apărut acum vreo 70 de ani sau 80 de ani, ceva de genul ăsta. Aici este o carte care se numește Atacuri, despre atacuri, conflicte, agresiuni extrasenzoriale, cu Mihail Vinogradov. Cine este Mihail Vinogradov? Este specialistul numărul 1 al serviciilor secrete rusești. Adică tipul care, de exemplu, găsește oameni dispăruți, poate citi ce are Vasile Fișet la Țăndărei, spune ce are nenea din spate în buzunare, sau ce gândește doamna acum când se uită mai bine, va zice ăsta nu, când e sănătos la cap. Adică o chestie asta. Acesta este Vinogradov, eu am cunoscut personal. Aici e ce se poate spune, dar și aici sunt niște protocole, ce se învață. E cu cazuistică și se poate învăța linia. Iar aici este o carte de spiritualitate, cu patronul editurii, domnul Iulian, a fost foarte greu să facem, pentru că acest, spune așa, sănătate, bunăstare, fericire prin psihomagie. Metoda lui Iskander Jin. Cine este Iskander Jin? Este un șaman de la lacul Baikal. Pot vorbi două săptămâni despre chestia asta. Am fost pe insula lor acolo, am participat la întâlnirea lor anuală. Uite, aici sunt, într-o fotografie, cu diverse dispozitive radionice și orgonice la târgul lor, care se face secretul ăsta mai special. Și aici găsiți niște, să le spunem, rețete la care, cu care te poți armoniza și îți poți îmbunătăți stilul de viață și... Adriane, vino și ele păstări. Așa, și am ajuns la cărămile asta, care am zis că ne ocupăm acum. Cartea se numește OZN, UFO, LEO, adică neapaznare, letaie și obiect, ce se numește pe rusește, și OVNI, obiect volat, nu identificat, atâta sunt cărte. Ce ne-a spus conducătorii lumii? Deci unul din personajele de care scriu aici, după ce a apărut cartea, a murit în mod subit, așa zis, atac cerebral, a căzut pe stradă.
Ca să vă incit, am să vă spun numai trei, să vă povestesc trei aspecte. În primul rând, este vorba de vestitul OZL-ul, care a apărut în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, deasupra podului de la Giurgiu, podul prieteniei Giurgiu-Ruse, care a putut să fie văzut în direct pe televiziunea bulgară, o televiziunea bulgară, doi știți că pe vremea aia a uitat tot la bulgar. Și Ceaușescu a fost anunțat despre acest obiect și el a avut o ieșire total isterică, s-a terminat, au venit să mă ia. Nu vă gândiți la extraterestri, că la extraterestri se dă. Știți că pe 22 a venit un avion care l-a luat pe Mihai Răceanu, care era la pușcărie, pe Revasta și pe fiica lui Pacepa și încă doi generali trădători care au fost duși în sumă. Avionul venise să lea pe el. Să ducă lui și vreau să-l zacru. Americanii vreau să-l salute de pe Gorbaciov, vreau să-l tragă, cum ea și tras. Dar ce se întâmplă? E o poveste aici foarte interesantă din anii 70-80, în care un membru al secției militare a Comitetului Central PCR este trimis de Ceaușescu în Siberia, într-un oraș ultrasecret, unde fiecare țară socialistă a trimis câte o delegație. Unde mi s-a în discuția care am avut-o cu omul trăiește și acum, dar nu pot să-i dau numele, mi s-au prezentat niște filme, mi s-a spus precis, da, există contacte, da, suntem vizitați, da, sunt între noi, unii sunt foarte răi, unii sunt foarte buni și așa mai departe. Și mi s-a dat niște materiale. Să fie date personal șefului statului. Și ăsta, când s-a putut șeful statului la Ceaușescu și i-a zis ce e aici, Ceaușescu i-a zis, du-le la arhivă și pune-le pentru 50 de ani, că eu am date mai importante de la americani. Ce rezultă aici? Cât de prost era Ceaușescu sau cât de tâmpit sau orice, le-ar fi citit. Dar el știa ce e acolo, mult mai mult. Deci relația lui cu americani era mult mai dezvoltată. Și el avea cunoștințe în foarte multe chestii. Eu vă povestesc o chestie foarte simplă și scurtă, pus-o și la televizor, și spun că e un secret. În 1990 colaborăm cu Ziarul Român, nu că a spus vreodată ziarul ăsta, pentru ziarul foarte bun. Scriam chestii cu OZN-ul, cu tot felul de lucruri. Și s-a prezentat la un moment dat un bătrânel la redacție, că vrea să vorbească cu redactorul șef. Redactorul șef al ziarului la vremea era Paul Everac. Și Paul Everac era dus la Iliescu, la președinte. Și m-a găsit pe mine mai mare acum. Și a venit și, domnule, uite-le ce am venit. Eu eram îmbrăcat militar, am avut încredere în mine. Și uite, e cartea asta și cu dosarul ăsta și vreau să le văd, am nevoie de bani, am probleme, nu știu ce. Despre ce era vorba? Era o carte în limba franceză care se numea la Encyclopédie de Sciences Occultes. Carte cam așa. Unde era chiromanție, citit un cafea, tot felul de chestii. În limba franceză, foarte multe poze cu imagini, linia vieții, îți apare steaua, cafea, tot felul de prostii, nu mai le dezvolt. Citit un ceai, tot felul. Dar, pe copertă, scrie, cu deosebită stimă, cu adâncă prețuire și cele mai nu știu, ma, doamne, academician, doctor, era Ceaușescu. Bineînțeles, are la răcine, nu știe, are limba franceză, ea nu știe limba română, dar ce era dosarul ăla? Era traducerea în limba română și cu schemele alea foarte exemplificate. Deci știți cât era de terfeloagă? Deci, cred că fiecare se uita în palma sau în palma cui venea pe acolo sau în cafea. Și asta înseamnă că ea avea o înclinație spre științele oculte. Bine, ea a fost, cum să spun, suspectată că umbla cu chestiile astea ezoterice. Dar vreau să vă confirm faptul că eu am lucrat cu ofițerul de la Direcția 5-a, Bază și Gardă, care era pe vremea aia, și care mi-au confirmat treaba asta, inclusiv faptul că se mergea în Bulgaria la Vanga și i-a anticipat moartea și știți că la Vanga a fost și Hitler. Stalin a trebuit să oameni la Vanga. Dar niciunii n-au crezut ce era spus Vanga, numai ce au știut să știa. A crezut. Au fost împărați. Împărați regi, regele Serbiei. Horthy s-a dus la Vanga. Regele Simeon al Bulgariei.
Hitler a zis, Hitler s-a dus personal. Mărășelul nu voie să-l trăiască. Acum, întreagă poveste, că după moartea ei, întreg harul ăla s-a transmis eu Rusaică, eu Cuștaică, Rusaică, Cuștaică, era cu 10 ani când am cunoscut pe ea, mai femeie, după trăzirea. Care avea aceleași calități, culmea că și asta era o arbă. Și asta spunea niște lucruri de înghețai. Eu am avut șansa în 1986 să o cunosc pe Dușina David Tajin. Ați auzit de ea, da? Care avea gradul de general locotenent în direcția medicală a KGB-ului. Și ea venea și spunea, tu stai prost cu păsările, tu vezi că ai aficat, nu știu ce, tu vezi că ai bătături, tu vezi că ai piept de la nimic, tu vezi că mai ai două zile și o erazma. Și vedeai. La mine a venit, tu ești pe negru, eu și cu un pilot eram. Deci a fost zis, fii atâta zingură, că pe noi ne-am pus la ciorni, adică dragi. Și am rămas la urmă și am întrebat-o, doamna general, Gaspar e general. Și tu, el are, de ce să fiu? Ce faci? Și zice, ce te ocupi? Și ăsta îi spune că baba și s-a scuze atunci, că eram cu ei, eram fratul la Varșovia. Și ăsta spune, Gaspar e general, ia pilot, s-a maliat, la pilot de vânătoare, mă, zice, ai radarul între picioare, nu? Așa au ei, cu față la tine, ce să văd în tine, că ești prieten de radiație, zice, s-a uitat pula el, i-a zis ceva, dar ceva minor, nu? Nu vedea nimeni, deci atâta era de îmbuxit. A ajuns la mine, zic, că nu mai trebuie să mă întrebați. Ia ofițer cu ativă mătruși, de-aia Mărona, ofițera de locație. A, zice, ai copii, zice, am, s-ai trăit cu sita, că i-am verificat, nu era. Da, 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 e treabă de glumă. Și zic, mai am urzit, și tata, ofițer de locație a fost. A, zice, ai luat gena, că voi sunteți imuni. Nu văd nimic în tine, deci că ești cam, ești cam pulmin. Sigur. Da, da, toată viața am fost cu timp un conformist în armată și noi. Nu am putut să fiu, decât în condiții foarte grele, dar nici n-am pățit nimic. Pentru că aveam așa o, cum să spun, o... Funcționează indiția. O protecție se întâmpla. Până, eram până să-mi taie capul. Când să-mi taie capul, uite, de aceea. Mă duc aminte, ultima dată, în directul al unui serviciu unde lucram, o săptămână întreagă m-a amenințat cu multe ce rezervă, mă da afară, nu-i poverea ceva cu mine. Și a venit astăzi și a zis, mâine e gata, te zbor, îți semnez ori, nu te dau afară. Și eu urcam scările, el cobora. Și eu așa am părstit, că dați-mă, când e șeful tău cel mai mare, zic, mai vedem. Și a doua zi, l-a destituit Zoe Petre. O fost chestia așa de mult. Și apoi, eu coboram scările și el urca să-și facă o să vezi liquidarea. Simbolic. Mai povestea, nu... A, asta e. Aveți relații, aveți relații. Se la vii, se la vii, se la gazi, asta e. Așa, zic ce te-am pus să spui chiar acolo, doamna profesoară. Da, da. Ah, cu Marahie. Marahie, pe e că s-a să venirea apa pe România, este o mare problemă, sunt tot felul de chestii care și până pe intru în zona politicului. Însă ceea ce vreau să vă spun este că există două lucruri spărmitătoare. Primul reprezintă a treia prezicere de la Fatima, care știți că se spune că niciodată n-a fost relevată în totalitate. S-a spus că este uciderea papei, nu știu ce, s-a zis că s-a satisfăcut cu prezicerea, au venit până la urmă să-l omoare pe papa Ioan Paul al II-lea, că l-a prea să-i toată povestea aia. Dar se pare că prezicerea este căderea Bisericii Catolice și dispariția Vaticanului. În această prezicere de la Fatima. Dar să zicem că asta nu e adevărat. Dar există călugărul de care v-am spus, Malachia. Este un călugăr irlandez, deosebit de credincios, care era și taumaturg, că avea capacitatea de a vindeca oameni, de a vindeca animale, de a... și era deosebit de credincios, evanghelios, cu un car deosebit. Și care a scris o listă a papilor, de la papa, care era în vremea lui, papa Leon,
până la așa zis ultimul patru care va fi și care va fi. Povestea aia că lista se încheie cu Francis, Papa Francis. Papa Francis care nu a reușit pe ruinele Vaticanului. Acum apare niște ani, sper să mai trăim și noi să vedem ce s-a întâmplat până la final. Nimeni nu-și dorește treaba asta. Avem cum să ne dorim, că suntem creștini, asta e religia cu care ne-am născut, o avem genetic în matrice și nu pot, că suntem foarte credincioși. Eu cred și în vederea Mântuitorului și chestia asta care pot fi eu, foarte posibile. Și trăiesc într-o lume de minuni și mă minunez și la rândul lui încerc să fiu smerit și să mă plec în fața necunoscutului și a puterii mare ca Domnului care lucrează prin ce? Prin oameni, prin animale, prin fapte, prin evenimente, prin fenomene atmosferice, prin întâmplări. Însă problema este că acest anunț, să-i spunem, se suprapune pe o chestie care este foarte, foarte ciudată. Și anume faptul că Francisca a avut în ultimul an cel puțin trei afirmații care niciodată nimeni n-ar fi crezut că vor ieși din gura la un papă. Prima. Sunt un soldat al lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos nu mă lepă de el, dar Troianul dar vie adevărat. Ce înțelegeți din asta? A doua. Biblia este o carte depășită, trebuie să o refacem, să scoatem Biblia anului 2000, să o îmbunătățim și să o aducem la zi. A treia. Vom deschide calea și pentru femei care să fie preot și care se ducă mai departe în versetul la lucrurile. Ba, știți că era un banc, de că Dumnezeu l-a făcut pe Adam, s-a mai odihnit puțin, a făcut-o și pe Eva, s-a mai odihnit puțin, uite s-a odihnit, a trebuit să mai facă un Adam, că primul fugise. Acum știți că, dacă știți ceva, au curtit pe zoterii, Adam a mai avut o femeie, care o chema Lilith. Știți, nu? Biblia asta care o... Nu e o Biblie, dar mai sunt. Biblia după Iuda, Biblia după Toma, Biblia după Ezechiel, Biblia lui Enoch, care toate are. Și apoi se repune și pare acolo, plus alte lucruri. Eu, în 1999, m-am ocupat de, în timpul Congresului Mondial al Religiilor, care a avut loc la Casa Poporului, imediat o să intru în chestia aia. M-am ocupat de paza și protecția delegației Vaticanului, care și-a adus de la ei în cisternă, rețineți, inclusiv apa care spăla vesela. Dacă puteți să înțelegeți. Și datorită, bine că în primul rând m-a chemat șeful și mi-a zis, bă, dacă se întâmplă ceva cu ăștia, te împușcăm, bă, tine și pe tot neamă. Și a fost foarte mulțumit de cum am avut grijă, s-a întâmplat și când m-am dus la Vatican, unul din cardinali, de acolo povestea mai complicată, dar o scurtesc. Unul din cardinali de acolo m-a recunoscut și m-a întrebat ce vrei să fac pentru tine. M-am dus, am văzut un lucru, Papa Ioan Paul al II-lea, că el a asigurat în protecția când a venit aici, în București, prima dată când a venit cu Teoptist în fața magazinului Unirea, unde era o cruce mare acolo și spunea că acolo se va face Catedrala Națională, Catedrala Mântuirii Neamului. Și Papa era cu canjocul așa cum de-a și țineam și a zis Teoptis, frate Teoptis, știi că aici nu va fi niciodată o catedrală. Și Teoptis, da, trebuie să le dăm o speranță. Îți mărci oameni. Și uite că s-a făcut. Și ăsta m-a întrebat. Face și răceat atât tine. M-am dus, am văzut oruntul Papa Ioan al II-lea. Am văzut oruntul Papa ăla care n-a fost decât un an de zile de la omorât, unde fiecare dimineață pe piatra de crescă de aia de mărbutare.
acolo e găsită o garoafă albă. Nimeni nu știe unde apare garoafa aia. Eu nu zic că apare, spun apă, aia e legenda. Dar în fiecare zi o garoafă proaspătă albă. Am văzut sacristia aia unde se spune că sunt oațelor Sfântul Petru și lucrurile alte. Bine, am intrat în necropola subterană de surmă, dar nu știu cât mai ajung aici. Vreau să folcești pe mine, dar sunt mulți arhivele astea. Îi zice, tinere, fiule, zic, ce vrei de acolo, că sunt arhivele, dar 82 de kilometri, ce vrei să arătăm de acolo? Și atunci mi-a venit în cap și am zis eu trei chestii care vreau să le văd, pot să vi le spun. Și m-am dus acolo, am coborât cu un lift, acolo erau niște călugări, în pielea oală, îmbrăcați niște saci din aia de clepă, în picioare cu sandale, cu niște sandale de lemn, iar cu sfoară, și care nu ieșeau, când intrau acolo, nu mai ieșeau. Deci ăla când murea, deci apă ce vrei să te faci aici, din o parte, bine, vreau să fiu la arhivă, dar știi că stai acolo până mor. Deci era pe etaj, deci ceva, nu mă sigur, ceva, bine, ceva comparabil am văzut în Tibet la Lhasa, la acolo, de catacumbe, sunt 135 de kilometri. Acolo sunt documente scrise pe piele, pe piele de om, pe piele de animal, pe bambus, pe pergament, pe tot ce se poate scrie. Și m-am convins că există o cunoaștere pentru toată lumea și există o cunoaștere pe paliere. Deci cunoașterea este stratificată, iar secretul este la fel stratificat. Și acolo l-am întrebat pe cardinal, părinte, vreau să mă credeți eretic sau... Dar am și eu întrebare. Nu știu, poate se întâmplă în cursul vieții mele, să... Eu cred că Mântuitorul vine și că să-mi fac. Și atunci ăsta mi-a spus ceva de-a mălăbit. Zice, fiule, te simt că ești un ostaș al Domnului, că e așa zic. Aia care sunt cei mai, așa-i numesc, e ostaș al Domnului. Știi că lucrul ăsta se poate întâmpla oricând. Și chiar acum. Iar dacă vrei să știi părerea personală, zis el, acest lucru este foarte aproape, pentru că totul pe Pământ merge din rău mai rău, la nivel planetar, și trebuie să vină cineva să facă acolo. Deci atunci am zis, dacă mă rămâne cu budiști, cu ăștia alții care sunt, și ei sunt tot în grădina aia, pentru că Iisus 7 ani de zile i-a petrecut în Tibet, când a dispărut aia din adolescența lui, care sunt, nimeni nu știe unde a fost. De fapt a fost acolo, deci acolo a fost locul chestia asta. Și cea mai veche și cea mai sfântă, cum îi zic ei, mănăstire budistă, mănăstirea Jongkhan. Acolo este un Buddha de 2 metri de aur, cu trupuri estemate și cu încălzirea în stânga. A rămas perplex, am înlătit acolo. E o icoană de cam 1,5 metri, așa, pe 1 metru. Înțărăcată în aur și prost cu piele prețioasă lui Iisus. Și i-am întrebat, bă, ce caută personajul nostru? Păi nu, e tot de-a nostru. Adică și voi sunteți tot de-ai nostru. Toți suntem chestia asta. A, și, deci asta este cu venirea. Oamenii care sunt înțelepți și credincioși, inclusiv pe la noi, am stat de vorbă cu călugurile din ăștia asceți și care sunt dincolo de credința, de care sunt străpuși de ceea ce înseamnă legătura asta cu Divinul, cu Celescul. Adică sunt parte din inefabilul ăsta de Divin. Toți spun același lucru, se poate întâmpla oricum și va fi selecția aia. Problema este că nu va fi cu o plată. Că Dumnezeu oricum și din iad când te trimite, nu stai și mori acolo, adică dispare acolo definitiv plata asta pe aia. Dar este o altă poveste mult mai complicată în care vorbeam cu cineva și el. Și anume faptul că unul dintre cei mai mari clarvăzători ai lumii este vorba de Edgar Cayce, care a scris peste 48.000 de prezici, să le ducem, sau dintre care publice nu sunt decât 12.000, înseamnă o bătrime.
și alte fiind secrete, ceea ce înseamnă că sunt lucruri care s-au întâmplat sau se întâmplă sau se vor întâmpla. El spunea ceva de felul următor. Unii vor merge în iad. Unde iadul nu are importanță. Vor merge acolo. Unii vor merge în rai. Nu are importanță unde e rai. Unii nu vor merge nici în rai și nici în iad. Vor merge la cel purgator, de fapt, mântuit de colo-colo, până când într-un fel sau altul sufletului se va liniști. Dar unii vor merge în tărâmul lui tăi. Și am întrebat pe ăsta care pare că te da, și e cineva acolo care zice, a, tu mai supăra ca un pirit. Adică, ca o explozie la o stea, implozie ca în tine însuși. Te transformi în undă, te transformi în ceva care nu mai e. Deci dispare efectiv. Adică eu pot transforma mâine în cățelul strălepotă, să mă mângâie pe cap, să-l dea uros, sau într-o floare, sau într-o piatră care vă călca toți. Pentru că trecerea asta nu este numai în regnul animal, vegetal, ci și în regnul mineral. Tu orice reg care e, putem trece prin oricare. Dar se poate întâmpla și chestia asta, când supărându-l pe o mare de creatură, să zic că vă nu mai place programul ăsta. Ba, șterte. Amintiți-vă care ați văzut filmul Matrix, în partea a treia, acolo, când se întâmplă lucrurile alea fricoșitoare, începea să distrugă pământul roboții și lucrurile alea. Mureau mii, se întâmplau mari nenorociri, catastrofe. Unul din personajele alea se adresează oracului, era o regresă, nu dacă ați văzut filmul. Oracul, cea care de fapt, cea care ținea legătură. Și se lucinea și spune, bine, dar Dumnezeu nu vede asta, nu, ce se întâmplă, nu știu ce. Și ea se întoarce cu o față așa impasibilă de gheață și spune, care Dumnezeu? Adică, vedeți, e clar ce vă spuneam eu, cu mine, cu eu, cu strâna. Știți că la un moment dat, cu telescopul Hubble, a prezentat așa zisa poză stelară unei galaxii, care, după ce a fost micșorată, ea, acolo, ea fiind, știți că cea mai apropiată stea de noi, la 4,3 ani lumină, este a făcea toată. Dar asta era ceva la o distanță de, nu știu, câte mii de ani lumină. Și era foarte mare. Și când au micșorat-o, să o studieze, deci, o vezi în timp câte de mare, o studieze într-un spectru. Sunt foarte multe operații care se fac prima asta la radioastronomie. Dar când a micșorat-o la o anumită scară, ăștia au înghețat. Era un om. Cu voi, cu gură. Și imaginați-vă la dimensiunea aia, la 50 de milioane de ani lumină. Imaginați-vă firul de nisip. Un fir de nisip care este aici pe lângă Acarianul, care am mărcă pe mine. Era la Acaria acolo, deci eu eram ăla mare planetar și filul a denisit pe tot sistemul nostru solar. Deci asta este să cuprinzi de mărginirea. Așa, uite, la fata s-au sfârșit acolo hoții de vise. Deci înțelegeți care este problema. În momentul când îți înțelegi micimea și locul atunci îți înțelegi și raporturile între tine și univers. Și atunci trebuie să mai curând. Omul nu înțelege două lucruri, oricare ar fi eu, dumneavoastră, orice. Deci noi avem viața împărțită, cea care a fost și cea care e, care o trăim. Pentru că cea care vine este foarte neclar. E, nu e, e atât, e atât, nu e atât, nu e. Și atunci, să fii fericit în fiecare dimineață când te trezești. Și să simți sentimentul ăla de mulțumire că mulțumești Universului că încă mai sunt. Chiar dacă ți-a tăiat la curentul, ți-a țepat la cauciuc sau te-a bătut sau da. O să mai zic o frază și o să luăm o scurtă pauză, să vă uitați și pe la cărți. Și apoi, nu, n-am uitat ce mai e acolo, o să vă spun și cu Pământul România, rămâne să vă spun cu România Grădina Maicii Domnului, că tot Papa Ioan Paul II a spus-o, pe care o treacă cu notație, cu previziunile lui Sundar Singh și cu alții. Și apoi, dacă vreți să mă întrebați, o să răspund, dacă știu, dacă nu știu, eu m-am luat profesor foarte deștept la școală, care spunea că vorba e dulce, dar tot ce era e de aur. Thank you.
că lucrurile scrie mai bine. Așa că o să luăm o scurtă pauză. O să vă rog că știți pe aici să dați puțin drumul la un geam. Și apoi mai vorbim. Întrebările pe care le aveți fiecare, eu v-am dat niște foi, dacă e cazul mai vă dau, pentru că le strâng și pe urmă le dau din amici pe măsură de cum simte vă răspunde. O să vă rog frumos, dacă e nevoie mai am, deci colocamată, la sfârșit vreau adresa de mail, telefoane, deci pentru orice tip de noutăți să pot să vă contactez. Vă așteptăm să... Să nu uitați să vă arăți aminte cu Antarctica, că s-au văzut și ei noastră pe asta... important. Da, pe asta eu scriu. Și mai bine așa. 1, 2, 3, a trebuit în Antarctica. Am fost odată pe silențios. Întâi hai să lămurim o chestie. Antarctica este toată zona aia înghețată de acolo. Sub gheața aia de 2 km, se găsește continentul Antarctida. Arctica este oceanul înghețat de la polul. Deci până în 2002-2003, a trecut în Antarctica, era o chestie de bani, de curaj și de câte dai mari. Mă duc în Antarctica să-mi dau una cu pinguini și cormorani. Deci că îi tăia mari, cum se numesc, imperial, așa. Vine și ea în brațe, îmi dă un cioc de la face o arsă. Acum nu mai e. Acum te duci acolo, e un act de sinucidere. Pentru că știți că englezii au luat o bucată care au zis că e a lor și au denumit-o țara regina Elisabeta a doua. Exista acolo o hartă, îmi pare o gramă din mine, țara reginei Maud. Este o zonă care o au rușii, unde prima stație Antarctica, acolo care se numește Vostok, o au de zeci de ani, acolo erau plecat niciodată. Iar singurii care ne mai spuneau câte ceva, că de când le-a încercat cu ei nu mai le spune nimic. Australieni au o bucată, o feliuță. O feliuță au chilieni, o feliuță au argentinieni și o feliuță mai au francezi. Dar din acest 100% al continentului Antarctica, zonei asta care este, cam 60% este neexplorat, n-a fost nimeni, nu e al nimănui cum ar trebui. De ce? Pentru că sunt munți înalți de mii de metri care te-au acoperit de gheață. Prin tehnicile satelitare de detecție, din cosmos, s-a descoperit, de exemplu, că sub gheața aia acolo sunt piramide mai mari decât piramida lui Kers. Faptul că sunt piramide, nu-i nimic, dar sunt și alte construcții. Deci, nu poți să zici că construcții piramidale, cum se numește el, are un nume, domuri? Cum? Domuri. Domuri, așa, domuri cu legături, dar nu poate să le facă natura. Natura nu poate să facă o piramidă cu unghiuri în 90 de grade. Înțelegi? Asta ar fi o chestie. Am zis, da, bă, nu-i nicio problemă. Probabil că acum, nu știu câți mii de ani, una din alea 5 civilizații dinaintea noastră au fost acolo, au înghețat și gata. Nu asta este marea problemă. Marea problemă este că, prin aceleași tehnici, s-a stabilit că, de exemplu, unde sunt piramidele alea, jos e ceva care degajă energie, cum ar consuma, de exemplu, orașul New York sau Los Angeles. Și aia nu e vulcanică, nu e termală, geotermală. E o energie care...